Scandal la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș. Rudele unei bătrâne care a murit cu doar câteva ore înainte de externare îi acuză pe medici de malpraxis. Oamenii susțin că femeia în vârstă de 71 de ani s-a stins cu zile din cauza că ar fi fost neglijată de cadrele medicale. În urmă cu două luni, Ligia Moisescu a suferit un atac cerebral și a fost internată la spitalul din Pitești, unde medicii au reușit să o salveze. Când starea ei s-a ameliorat, a fost externată și a mers acasă. Acum câteva zile s-a simțit rău și familia a dus-o la cel mai apropiat spital, acesta fiind cel din Curtea de Argeș. N-a fost îngrijită, nu i s-a făcut nimic. Tratamentul l-a făcut cel care l-a avut de la Pitești. Nu venea nici o asistentă să-i aducă pastile sau ce scria. Trimitea după, domnule, am adus și mie pastile sau ce ai scris acolo. Pacientele din salonul în care a fost internată bătrâna spun că aceasta a primit doar calmante și picături pe care îi le administrau ele, nu asistentele. Eu n-am văzut făcut nicio injecție. Nimica. Eu îi puneam picături, venea aici, stăteam pași și puneam picături mereu. Nu să facă asistentele. Mereu. Nu făceau asistentele asta? Nu, a zis una într-o zi, că aici ce vrei să spunem și picăturile. La sesizarea familiei bătrânei decedate, conducerea spitalului a dispus o anchetă internă. A fost internată în secția boli interne, consultată de medic primar. Înțeles că sunt medici în concediu și un alt medic la un congres și ar fi un singur doctor la 40 de pacienți. Nu am încă datele acestea ca să le putem comenta. Familia acuză medicii și de lipsă de transparență, pe motiv că după moartea femeii nu au avut acces la fișa medicală în care este trecută evoluția stării de sănătate.